mii de oameni de la București, din Pitești, care dădeau fiecare virgulă, care sunt tremurau când scriu ce zicem că mai facem, ce mai trebuie, ia de acolo, pune acolo, cheamă de la ziar, hai să discutăm. Așa era procedura. Eu când am intrat cu o săptămână înainte în campanie, am venit cu documentele, am venit în conferință de presă și la televizorul direct și în fața dumneavoastră. Deci am venit cu documentele, fraților, vedeți că eu sunt atins la anii. Uitați-vă că m-a și întrebat, nu că, uitați aici, în ce situație sunt? Doamne, în etapa asta sunt, am pe avere, n-am probleme, pe conflict de interese, am problema aceasta și pe cealaltă, pe mai una care m-au, de asemenea, m-au absolvit. Sunt în situația asta. Acum, eu n-am crezut că ajung aici și că, așa cum a intrat președintele Iohannis în conflict și a câștigat și a intrat în... Așa, eu ne-am spus, m-am dus de două ori la București, domnul Dragnea, domnule, eu nu intru, în primul rând. Nu cantez împotriva domnului primar pentru categoric, asta toți au spus, am spus-o public, de două ori n-am vrut. În al doilea rând, am spus că voi, până la urmă când m-am dus, domnule, am și problema asta legată de voi. Mi-au cerut în scrisuri, l-au analizat juriștii, bătea că n-ai nicio treabă. Acum că m-am dus la curtea, la înalta curte de casație și i-am spus judecătorii de acolo și m-am dus cu avocați grave. Vă spun ce m-a costat mizeria asta pe mine, că nu m-a ținut unul de mână, stai mă, liniște, nu te ridica mâna, că n-ai de ce. Are și ce te privește pe tine, alfa să meargă alfa. Dar la grămadă și cine pentru? Și de acolo mi s-au tras toate. Și acolo instanța nu te dă afară de nicăieri, instanța constată. Băi frate, e adevărat că ai ridicat mâna, că ai votat? Că pentru aia mă duceam acolo, că anii ascultă de unde, că ăsta e incompatibil, că a votat aia. E adevărat, da, Dumnezeu, e adevărat.